Substanța de contrast utilizată la ora actuală în ecografie este formată din microbule de gaz inert, hexafluorură de sulf, învelită într-o membrană fosfolipidică. Dimensiunea foarte mică a microbulelor de gaz, de în medie 2,5 microni, mai mică decât a hematiilor, le permite traversarea circulației pulmonare și parcurgerea traseului vascular până în vasele periferice, astfel încât, cu ajutorul substanței de contrast, se poate aprecia microcirculația în organele parenchimatoase, deci evaluarea perfuziei tisulare a parenchimului hepatic, splenic, renal și evaluarea, caracterizarea vascularizației proceselor expansive din organele parenchimatoase. De asemenea, este foarte utilă în patologia traumatică, se poate aprecia cu o mare fiabilitate prezența leziunilor posttraumatice în organele parenchimatoase, dar și la nivelul scrotului. Substanța de contrast are o farmacocinetică complet diferită de cea a substanțelor de contrast utilizate în tomografie computerizată și în rezonanță magnetică. Ea se menține în patul vascular, nu perfuzează în țesuturi, motiv pentru care nu este toxică pentru țesuturi. De asemenea, neconținând iod, poate fi utilizată în insuficiență renală, în hipertiroidism, deci nu prezintă riscuri în astfel de afecțiuni. Și se înțeleg că nu este nici alergenă această substanță. Nu este alergogenă, tocmai pentru că nu conține iod și pentru că membrana fosfolipidică o ascunde de sistemul imunitar, astfel încât nu induce reacții alergice. Am înțeles. Cum se administrează această substanță de contrast? Substanța de contrast este de uz intravenos. În mod practic, după o ecografie standard, obișnuită, pacientul îi se va administra substanța de contrast printr-o venă de la plica cotului. Practic, este o metodă nedureroasă, care durează în medie 10 minute. Administrarea substanței de contrast fiind facilă, practic, intravenoasă. Este necesar ca pacienții să se pregătească într-un anumit fel pentru ecografia cu substanță de contrast? Nu este necesară o pregătire prealabilă a pacienților în mod special pentru această investigație. Ce patologii pot fi investigate prin intermediul acestui tip de ecografie? Ecografia cu substanță de contrast are beneficii majore prin optimizarea diagnosticului și monitorizarea fără riscuri a proceselor focalizate din organele parenchimatoase, respectiv a tumorilor, fie ele benigne sau maligne. De asemenea, permite o caracterizare a maselor chistice complexe, a celor renale, a celor ovariene și din organele ficat, splină, pancreas. Este, după cum am spus, utilă în patologia traumatică. Este folosită pentru aprecierea perfuziei rinichiului transplantat și evaluarea complicațiilor în cazul rinichiului transplantat. Sigur, una dintre aplicațiile foarte importante este cea de ghidare a puncției biopsie. De exemplu, puncția biopsie de prostată poate fi foarte bine orientată, evitându-se astfel puncțiile oarbe. În modul acesta, specificitatea diagnosticului de adenocarcinom de prostată crește foarte mult. Se monitorizează pacienții cu leziuni oncologice, sunt pacienți care necesită urmărirea leziunilor
la intervale scurte de timp și atunci o investigație iradiantă, cum este tomografia computerizată, prezintă riscuri mai mari. Se consideră o metodă ce se poate substitui tomografiei computerizate în evaluarea eficienței tratamentelor ablative pentru formațiuni tumorale hepatice, cum ar fi radiofrecvența, chemoembolizarea, și de asemenea apreciază eficiența tratamentelor antiangiogenetice, antitumorale, în cazul metastazelor hepatice. Aplicațiile endocavitare de tipul evaluarea diagnosticul, evaluarea cuantificarea refluxului vezico-ureteral prin instilație intravezicală a substanței de contrast. O metodă nouă, dar care câștigă mult teren, este histerosalpingografia prin administrarea substanței de contrast în cavitatea uterină, în felul acesta apreciindu-se permeabilitatea trompelor uterine și evitând de multe ori histerosalpingografia clasică radiologică. Sunt și aplicații pentru vasele de sânge. Se poate aprecia integritatea peretelui vaselor protezate. Se poate aprecia tipul plăcii de aterom, dacă este vorba despre o placă stabilă sau instabilă, și atunci sigur că se poate modula tratamentul în funcție de aceste caracteristici. Poate să pună diagnosticul diferențial între o tromboză malignă sau benignă de venă portă la pacienții cu patologie hepatică. Și nu în ultimul rând, este o metodă foarte bună pentru monitorizarea nodulilor hepatici la pacienții cu hepatită cronică și cu ciroză hepatică și permite diagnosticul precoce al hepatocarcinomului. Trebuie menționat că substanța de contrast aduce informații importante și în cazul evaluării părților moi, a nodulilor tiroidieni, a leziunilor focalizate de la nivelul glandei mamare și nu în ultimul rând, evaluarea ganglionilor limfatici periferici prin aprecierea tipului de vascularizație al acestora, cu indicii ce permit de multe ori diagnosticul diferențial între etiologia benignă și cea malignă. Ce avantaje prezintă această metodă de investigație față de cele cu care deja ne-am obișnuit? Avantaje. Substanța de contrast nu este toxică. Poate fi utilizată, cum spuneam, la pacienți cu insuficiență renală, cu insuficiență hepatică. Nu conține iod, deci poate fi administrată și în caz de hipertiroidie. Nu este o metodă iradiantă și deci nu prezintă practic riscuri pentru pacient. Dar există și un set de contraindicații în acest sens? Deși este considerată o metodă sigură și fără toxicitate pe țesuturi, totuși metoda este contraindicată la pacienții cu insuficiență cardiacă severă, clasa 3-4 NIHA, la pacienții cu aritmii severe. Nu este aprobată la femei însărcinate sau care alăptează. Spre exemplu, dacă un pacient a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală, poate face o astfel de ecografie sau... Fără discuție. Este o metodă netraumatizantă, simplă pentru pacient, fără riscuri din punctul acesta de vedere. Sau mă mai gândesc la pacienții supraponderali. Există o contraindicație pentru aceștia? Nu există contraindicații. La pacienții supraponderali, atât timp cât ecografia standard în modul B pune în evidență leziunea la acești pacienți, administrarea substanței de contrast aduce beneficii.
Înțeleg că ecografia cu substanță de contrast este o metodă nouă la noi în țară. Ce impact a avut până acum aceasta? Impactul, sigur, îl vom evalua peste o perioadă de timp. Este o metodă promovată deocamdată, cu beneficii reale și care aduce foarte multe informații ce permit uneori evitarea altor metode mai costisitoare sau cu riscuri.